Bună seara, domnilor și domnilor, suntem la Sergiu Poliopol Show și în această seară cu invitatul meu, căruia îi mulțumesc că a ales să își petreacă această oră aici la Capital TV, domnul Francis Gerstner, fruntaș al Partidului Social Democrat la nivelul municipiului Petroșani. Bună seara, domnule Gerstner, bine ați venit. Bună seara și dumneavoastră și mulțumesc de invitație și tuturor telespectatorilor. Având în vedere că este vară, că este căldură, toată lumea dezbate tot felul de probleme, în afară de politicieni. L-am văzut astăzi pe senatorul Vochițoiu la un post de televiziune central, care ne-a arătat aseară despre ce e vorba în ceea ce privește fuziunea dintre UNPR și PPDD. Astăzi seară m-am gândit că ar fi bine să luăm pulsul organizațiilor Partidului Social Democrat din Valea Jiului, pentru că în ultima vreme n-am mai aflat niciun fel de punct de vedere din partea fruntașilor acestui partid cu privire la schimbările care au avut loc la vârful partidului. Prima dată, să ne reamintim, prima dată Victor Ponta și-a depus demisia din funcția de președinte al partidului, a urmat o perioadă de interimat asigurat de președinta Consiliului Național, Rovana Plumb, după care Comitetul Executiv sau Consiliul Executiv al Partidului a înființat așa un fel de post interimar, și anume președintele interimar al Partidului Social Democrat, știut fiind faptul că atât președintele cât și președintele executiv și-au depus demisia. Până la urmă a avut loc un vot care l-a consfințit pe domnul Dragnea, președinte interimar al partidului, care se va ocupa de gestiunea treburilor interne din Partidul Social Democrat până în momentul în care se vor organiza alegeri în interiorul partidului pentru funcția de președinte. Domnule Gerstner, vă rog să comentați toate aceste evenimente pe care le-am prezentat așa succint și în ce mod partidul nostru a fost influențat de aceste evenimente care niciun partid nu-s dorite. Trebuie să recunoaștem că demisia din funcția de președinte al partidului al lui Victor Ponta ne-a luat prin surprindere. Dar tot așa, trebuie să recunoaștem că este greu să deții două funcții, una politică, președinte de partid și funcția de prim-ministru. Domnia s-a ales să rămână pe funcția de prim-ministru, renunțând la sarcinile de partid și delegând aceste sarcini altor oameni. Într-un partid cum este PSD-ul, sunt oameni de valoare, sunt și alții care pot să conducă, pot să facă la fel de multe lucruri bune, cum a făcut de altfel și Victor Ponta. Privind interimatul, scurtă perioadă de timp, postul a fost ocupat de doamna Rovana Plumb, iar alegerea lui Liviu Dragnea în funcția de președinte este o lege normală. Consider că este într-adevăr o valoare și un bun organizator al partidului, toată lumea știe. Este un om echilibrat, este un om care a lucrat în administrație și nu numai în administrație, se pricepe și la politică. Eu personal îl apreciez foarte mult, îl cunosc personal. Deci eu pot să spun că este un câștig. Deci partidul n-a pierdut prin demisia lui Victor Ponta din funcția de președinte, putem spune că a câștigat prin alegerea lui Victor Dragnea, a lui Liviu Dragnea, a doua oară când face Liviu Dragnea. Da. Domnule Gerstner, având în vedere că, să spunem, la nivelul județului, echipa de conducere a Partidului Social Democrat era într-un fel apropiată de Victor Ponta, prin relația Natalia Intotero, soția domnului Victor Ponta. Cum vedeți dumneavoastră această răsturnare de situație? Până la urmă, la nivelul organizațiilor județene, și mă refer aici în mod special la nivelul județului Hunedoara și nu numai la nivelul județului Hunedoara, Liviu Dragnea preconizează să facă niște schimbări în administrarea treburilor partidului la nivelul județean și nu de acolo în jos, coborând și la nivelul
municipiilor, orașelor, comunelor? Posibil, posibil, dar nu pot să spun că e o certitudine. Privind această relație de care ați pomenit dumneavoastră, nu putem spune că dacă s-a schimbat conducerea la vârf, imediat schimbă și conducerile din teritoriu. Nu putem spune acest lucru. Deci aceste relații pe linie politică se cultivă. Nu putem, și nu este corect spus, ca dacă cineva a fost dintr-un grup anume, când apare alt președinte la vârful partidului, va fi dat la o parte. Nu, dar pe de altă parte... incorrect. E adevărat ce spuneți dumneavoastră, dar pe de altă parte, politica din ultimii 25 de ani, dusă de, să zicem, conducerile partidelor politice din România, ne-a arătat că orice schimbare a conducerii partidului atrage după sine și o schimbare a conducerilor la nivelul teritoriului, pentru că e normal, logic, ca fiecare dintre, să spunem, liderii partidului să-și construiască o echipă cu care sigur. Lucrează mai bine sau au sigur. Afinități politice, astfel încât lucrurile să meargă bine la nivelul județului. Asta nu uităm că și alegerile pentru conducerea partidului la nivel de județ sunt în derulare. Deci spun în derulare pentru că vor avea loc în octombrie, în toamna acestui an. Dacă, să vedem și candidații, deocamdată nu s-au anunțat candidații, mai mult ca sigur că va participa și va candida actualul președinte Nistor, deocamdată nu se preconizează alte candidaturi. După părerea mea, că și domnul Cazacu de la Brad ar avea intenția de a candida. Ar fi foarte bine. Și domnul Cazacu este într-un fel mai apropiat de domnul Dragnea, ținând cont de afinitățile acestea administrative. Sigur, sigur, este foarte bine. Eu îl apreciez pe Florin Cazacu, îl cunosc de mult timp, de pe vremea mișcărilor sindicale din anii 90. Este un băiat capabil și cred că fiind la al doilea mandat, ar conduce partidul foarte bine. Bun, dar pe de altă parte, să zicem așa, viziunea Partidului Social-Democrat în ceea ce privește eliminarea acumulării de funcții politice cu funcții administrative ar opera și în cazul domnului Cazacu. Domnul Cazacu este primar la Brad, nu? Și atunci, nu știu dacă primăria și cu conducerea partidului la nivelul județului s-ar... Nu neapărat, nu s-a luat această măsură. Deci aceasta a fost doar o propunere ca cei care dețin funcții administrative... Cel puțin așa mi-amintesc că Victor Ponta... A sugerat. Pe de altă parte și el a urmat... această linie, renunțăm la funcția de președinte al partidului. Nu scrie în statutul partidului acest lucru, probabil, dacă se va dori acest lucru, se va vota la congresul partidului care va avea loc în toamnă. Bun, dar atunci congresul partidului va avea loc în toamnă după ce se vor fi finalizat toate alegerile din teritoriu. Da. Și atunci, dacă domnul Cazacu... Se pot face recomandări înainte, deci... Domnul Cazacu, să spunem, câștigă funcția de președinte la nivelul județului partidului, rămâne funcția de primar și dacă la congres se vor aplica sau se vor aproba, se va introduce în statut această separare dintre funcțiile politice și administrative, presupun eu că se va aplica măsura doar la următorul ciclu de alegeri, în interiorul partidului. Știți ce? Este foarte greu să aplici acest lucru. Pentru că un primar în funcție sau un deputat sau un senator este un om influent în zonă și este un om, nu degeaba a fost ales pe această funcție politică, pe această funcție administrativă. Este un om, mai mult ca sigur că toată lumea îl cunoaște, toată lumea îl apreciază sau nu. Deci este greu să înlocuiești din funcția de președinte a unui partid, mă refer și la nivel de județ sau la nivel de municipiu, un astfel de om. Și perioada alegerilor acestea din interiorul partidului, cu ce va debuta? Presupun că se vor organiza alegeri la nivelul orașelor, municipiilor. Au avut loc aceste alegeri. Și așa, sunt curios, la Petroșani care este? La Petroșani președinte a fost reales Ion Rus. Și când a fost, când a avut loc acest? În iunie. Deci lucrurile sunt clare. Atunci haideți să recapitulăm. La Petrila cine e președinte? Bobar.
domnul Bobar, la Petroșan domnul Ion Rus, la Aninoasa. La Aninoasa este Nicolae Dunca, dacă bine mi amintesc, la Vulcan. La Vulcan este Gheorghe Ile. Lupeni, aici e o problemă. Aveți o problemă la Lupeni. Că am înțeles că nu s-au organizat alegeri. Deci încă nu, au termen, mi se pare, până în toamnă. Până în toamnă. Până în toamnă. Și acolo, pe cine vedeți candidat? Că mă gândesc că... Să vedem cine candidează. Deci ca și candidat, nu, îl văd pe Cristi Răzmăriță sau pe, chiar pe Lucian, pe fratele domniei sale. Deci tot, clan, mai sunt... tot clanul Răzmăriță va rămâne. Eu nu spun de clan, nu este corect să folosim termenul. De ce nu spuneți? Toată presa folosește termenul acesta. Folosește, eu nu sunt de acord cu această denumire. Lauricani? Lauricani e Buhăescu. Păi da, Buhăescu, am înțeles că și-a dat demisia din toate funcțiile din partid și... Din partid și... Și acum... Se organizează și acolo alegeri sau încă nu s-au organizat? N-aș putea să spun, e organizația lor. Pe mine mă întrebați de Petroșani. Doar de Petroșani să vă întreb. Doar de Petroșani. Dar așa din auzite, n-ați aflat. Sincer, eu în perioada aceea am fost plecat în concediu. Am înțeles. Bun, și la nivelul municipiului Petroșani am înțeles că au fost foarte mari dispute între domnul Dacian Ciodaru, pe de-o parte... Pentru funcția de prim vicepreședință sau președinte executiv. Așa și... Costel Postolache. Costel Postolache. Și a câștigat cel din urmă. Asta este, votul a decis. Nu au fost alte candidaturi. Poate voiam și alte candidaturi. Eu, de exemplu, dacă eram, chiar așteptam să fie mai mulți candidați la această funcție. Și dumneavoastră, poate și la funcția de președinte. Eu am fost plecat, am avut o problemă de sănătate și chiar am fost plecat din localitate. Bun, până la urmă, în interiorul Partidului Social Democrat, la nivelul municipiului Petroșan, lucrurile s-au așezat, s-au liniștit, nu mai există nicio problemă. Da, lucrurile s-au așezat, este și o perioadă de vacanțe, toată lumea e cam plecată și cam ruptă de politică. Acum, vedeți că cei care n-au reușit să plece în concediu sunt aici, printre alții și eu cu dumneavoastră. Furtuna, hai să nu spunem furtuna, dar bătălia și discuțiile vor începe în septembrie. Bun, dar până în septembrie, vedeți, domnul Dragnea a anunțat niște măsuri foarte, să spunem așa, hotărâte de a reorienta activitatea partidului către niște obiective foarte importante. De exemplu, comunicarea foarte bună din partea membrilor de partid în rândul... Foarte bună. Deci aceste idei pe care le-a avut domnul Liviu Dragnea le are din teritoriu. Printre altele am ridicat și eu la întâlnirea care am avut-o cu domnia sa la Petroșan, între cele două tururi de scrutin pentru prezidențiale, i-am amintit că există o lipsă de comunicare între centru și teritoriu. Bun, dar este mai și multă... între centru și teritoriu, dar și în teritoriu, în legătură cu membrii, cu simpatizanții, așa cu populația. Este. Așa cu, este. Liviu Dragnea a insistat foarte mult pe promovarea măsurilor pe care le ia guvernul și popularizarea acestora în rândul exact. Oamenilor. Noi am cerut, sigur că da, noi am cerut aceste lucruri din teritoriu. Deci am ridicat mai multe probleme. Printre altele, comunicarea pe care v-am spus-o, apropierea de către cetățeni și informarea în mare măsură a cetățenilor despre politica partidului, despre ce a realizat guvernul, despre ce au realizat, instituțiile abilitate conduse de colegii noștri de partid, de viitoarele alianțe, de ce trebuie să facem, cum trebuie să învățăm din eșecurile pe care le-am avut la scrutinele electorale care au avut loc și unde s-a pierdut, să zicem, și președinția. Poate tocmai această lipsă de comunicare. Bun, dar eu am înțeles foarte bine și văd că Partidul Social Democrat la nivelul central are anumiți comunicatori foarte buni cu priză la public, dar din păcate la nivelul teritoriului cu regret trebuie să vă spun că Partidul Social Democrat duce lipsă de comunicatori, duce lipsă de oameni care să spună, uite domnule, la nivelul municipiului Petroșani, noi am făcut asta. La nivelul nu știu ce, noi am făcut asta. Este corect ce spuneți, lucrăm și noi la acest lucru și vă promit că din toamnă o să vedeți un alt fel de PSD la nivel local. Și noi trebuie să ne apropiem mai mult de cetățeni.
Am spus-o și am tras semnale de alarmă. Trebuie să spunem ce am făcut bine, ce am făcut mai puțin bine și încercăm să corectăm. De aici trebuie să plecăm de la orice sugestie a cetățeanului să plece către noi. Noi, la rândul nostru, să dăm mai departe. Pentru că, spuneam la alte emisiuni, există un... se numește un sistem lean. În engleză lean, încet. Toate ideile pleacă de jos. Și se colectează, se selectează și de aici pot ieși, hai să spunem, chiar și proiecte de lege. Bun, dar până la urmă, vedeți dumneavoastră, cel puțin la nivelul Văjiului, este o problemă majoră situația mineritului, da? Da, este din păcate, majoră. Din păcate, da, așa și din este. Din păcate, această problemă majoră în care se află mineritul din Valea Jiului și situația complexului energetic cu Nedoara se datorează în exclusivitate sau într-o mare parte, într-o mare proporție celor pe care, să spunem, administrația județului i-a impus la conducerea acestui complex energetic și care au făcut un management extraordinar de prost și care acum, în loc să își asume acest management, toată lumea zice așa, domnule, Partidul Social Democrat și-a făcut-o și-a bătut cu ei în talpă, toată lumea spune așa că acea gaură neagră a fost făcută de Partidul Social Democrat și așa mai departe. Și atunci, situația în care se află oamenii din Valea Jiului, până la urmă se răsfrânge și asupra partidului dumneavoastră aici. Așa este, din păcate. Și din păcate, nici la nivelul principale activități economice din Valea Jiului nu există niciun fel de intenție de comunicare. Doar sindicatele au venit aici și ne-au spus că, uite, domnule, negociem. Aseară am anunțat că s-a semnat un nou contract colectiv de muncă, mâine seară vine domnul Petrenic aici și ne va spune care au fost câștigurile, care au fost cedările din toate punctele negociate la acest contract colectiv de muncă. Am înțeles că vor scădea și salariile celor din administrație și așa mai departe. Și atunci, acea lipsă de comunicare, și mai spun atât, o propoziție, acea lipsă de comunicare de care a dat dovadă Partidul Social Democrat în alte domenii de activitate, se răsfrânge și asupra complexului energetic cu Nedoara, care, sincer să fiu, este perceput ca fiind în faliment. Da, este adevărat ce spuneți. Dar în două, trei cuvinte să revin un pic la istoria acestui complex energetic cu Nedoara. Trebuie să recunoaștem că nu neapărat PSD-ului se datorează acest eșec al complexului energetic Onedoara sau această situație în care se află acest complex, nu se datorează numai PSD-ului. De-a lungul anilor, guvernul Ponta, și am apreciat acea măsură atunci, la momentul respectiv, a luat o hotărâre, să zicem, capitală pentru imaginea guvernului, pentru situația din Valea Jiului. La 1 ianuarie 2012, da, 2012, 1 ianuarie 2012, s-a creat acest nou complex energetic, această nouă entitate economică. Exact, așa este. Această entitate economică a pornit la drum cu un bilanț zero pe zero. Așa este, aveți dreptate. Și acum e vorba de vreo 550 milioane de euro minus. E adevărat ce spune, da? Este adevărat ce spune. Bun. În 2 ani și 7 luni de zile s-a acumulat acest minus. Din, nu știu, din prost management, din hoții, din habar n-am, pentru că am înțeles că DNA-ul cercetează și achizițiile de cărbune din import și așa mai departe. Domnul Poliopol, eu mă bucur că dacă DNA-ul a intrat pe acest fir. Deci clar, vă spun clar și în fața cameră de lua vedere, cine a greșit să plătească. Foarte bine. Eu am spus-o de fiecare dată. În momentul în care numești o conducere undeva la o entitate cum este Complexul Energetic Nedoara, care nu este orice unitate economică din România, pe vremuri era, nu vorbim de complex, vorbim în general de minerit și de energie, da? Mineritul din Valea Jiului era foarte bine văzut. Să nu uităm nici de cele două termocentrale care asigurau energia necesară și produceau la un preț competitiv pe piață. Dar să nu uităm că aceste greșeli s-au perpetuat de la bun început. În momentul în care numești pe cineva în funcție și accentuezi acest lucru, dacă nu-l monitorizezi, dacă nu
nu îi fixezi un target, niște obiective, niciodată nu vei reuși. Dacă stabilim numai pe criterii politice aceste funcții, mă gândesc, stau și mă gândesc așa, la această gaură, deci la această gaură, stau și mă gândesc așa, dom'le, acea conducere a complexului energetic Hunedoara a avut o singură sarcină, să asigure finanțarea partidului, indiferent prin ce mijloace. Pentru că nu-mi dau seama, în 2 ani și 7 luni de zile, să ai jumătate de miliard gaură. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar vă repet, deci dacă numim oameni pe criterii politice sau pe cine a lipit mai multe afișe, niciodată nu vom ajunge. Așa s-a întâmplat. Eu nu spun că nu s-a întâmplat așa. Și dumneavoastră acum, la viitoarele sau cel puțin acum în ceasul al 13-lea, în interiorul partidului, vreau să zic așa, da, în interiorul partidului, nu se văd aceste greșeli care s-au făcut și nu se încearcă... S-au ridicat o serie de probleme și la ședințele noastre pe care am tras semnale de alarmă, inclusiv la nivel guvernamental. De câte ori am avut ocazia, inclusiv la întâlnirea mele la București, am tras semnale de alarmă. Ce vi s-au spus? Ce vi s-au Când spus? Se va analiza, se va vedea, se va. Nu mi se pare corect. Eu sunt un tip mult mai pragmatic și vertical. Dacă vreau ceva să fac, spun de la bun început. Redresarea complexului energetic Hunedoara nu poate să se facă fără dureri. Dacă la ora asta putem salva complexul energetic Hunedoara, se va putea salva dacă, în primul rând, conducere și management corespunzător, în al doilea rând, s-ar putea insolvența să o salveze. S-ar putea. Dar fără implicarea guvernului nu se poate face. Bun, dar în momentul în care stau și mă gândesc așa, un asemenea colos îl introduci în insolvență. Insolvența aia presupune ca administratorul judiciar să conducă activitățile. Este corect, foarte bine. Și ăla e un contabil de la cu coate, cu nu știu ce. Nu, cu care cunoaște cifre. Și ăla spune așa, bă, fraților, gata, suntem în insolvență. Cu cât vindem, așa, megavatul, cu atât. Cu cât îl producem, cu atât. Păi la revedere, ia să tăiem noi în carne vie. Da, așa este. Este greu să înțeleagă oamenii care n-au trecut prin acest lucru. Dar ca să salvezi ceva, exact ca o sănătate. Bun, și ce? Ca să salvezi sănătatea, treci printr-o operație dureroasă. E adevărat. Rămâi cu cicatrici, într-adevăr, dar te vindeci. Bun, dar stau și mă gândesc, apropo de ideea asta cu insolvența, care să știți că până la urma urmei tot aici se va ajunge, că această gaură neagră nu poate să fie dusă până la infinit, astfel încât să se producă cea mai mare gaură neagră de pe pământ. Nu vă puneți întrebarea dacă și, poate și piața externă dictează această insolvență, complexul energetic Hunedoara. Stați. Nu vă puneți întrebarea, poate deci vreau și să discutăm un capitol implicarea foarte... negativă a Comisiei Europene? Bun, eu vreau să discutăm un capitol foarte important în această seară, un subiect, o temă foarte importantă, și anume faptul că, de fapt, România nu mai e condusă din interior, ci e condusă din exterior. Mă refer la codul fiscal, mă refer la multe alte lucruri și cred că în interiorul acestei discuții își are un loc foarte bine definit și situația complexului energetic. O să fac o mică paranteză? Vă rog. La televiziunea națională, astăzi, de pe la ora 18, a fost o emisiune, Realizările epocii de aur. În momentul când Ceaușescu a anunțat că România este independentă financiar, a început decăderea lui. Și a achitat toate datoriile, nu mai este datoare la marile puteri, spunea, financiare. În momentul ăla a început decăderea lui Ceaușescu. Este greu să fii independent. Bun, domnule Francis Gerstner. Și eu am citit foarte multe despre teoriile astea ale conspirației, despre cine ne conduce de fapt, despre... Dar mi este imposibil să înțeleg. Era să zic o vorbă care nu se spune la televizor. Uitați-vă la situația Greciei. Grecii i-au bătut pe perși. Grecii au făcut filozofie. Grecii au inventat democrația. Grecii au făcut tot felul de lucruri. Pe când grecii nu erau, pe teritoriul României se dezvolta o civilizație
traco-dacică, foarte, foarte importantă, cu foarte multe mii de ani înainte de... mă refer aici doar la tăblițele de la Tărtăria, care au fost scrise mult înainte de tăblițele sumeriene care au fost descoperite în Mesopotamia, acolo. Așa. Și sunt anumite teorii care spun că, de fapt, din zona aceasta s-a dezvoltat și a plecat civilizarea lumii. Așa este. Sunt foarte mulți, să spunem, istorici care atestă o realitate pe care noi de-abia acum începem să înțelegem, că, de fapt, grecii și romanii s-au tras din traci și daci. Și nu invers. Da, este un studiu făcut, da, de un academician american, care e de origine, hai să spunem, româno-poloneză. Bun, dar există și un istoric foarte important de la Vatican, da, este, care a acreditat această idee după ce a studiat foarte, foarte multe documente din vasta bibliotecă de la Vatican. Așa este. Și atunci stau și mă gândesc așa. Charles de Gaulle spunea că, de fapt, Grecia trebuie să vină în Uniunea Europeană nu datorită industriei și datorită, să spunem, performanțelor economice ale datorită Greciei, existenței și istoriei, ci datorită filozofiei. Exact, istoriei și existenței Greciei. Bun. Și noi, de ce suntem priviți ca un popor de mâna a șaptea în Uniunea Europeană și ne spun ce să facem și cu mineritul, ce a trebuit să facem și cu industria siderurgică? Pentru că niciodată n-am stat în poziție verticală. Păi cine trebuie să stea? Am spus-o, dumneavoastră. Da, uite și eu. Eu stau vertical. Eu dacă greșesc, stau vertical și aplec capul și recunosc. Dacă sunt criticat, la fel. Dacă sunt lăudat, stau cu capul sus și mă bucur. Bun, dar niciodată n-am fost... Noi vorbim despre cei care, înțeles, de fapt, suntem umili. Ne-au nu trebuie să fim trebuie umili. Să ne noi trebuie să avem... Pentru că noi nu suntem oricine în Europa. Indiferent unde ați merge, că sunt criticați emigranții români, unii, nu toți. Dar vedeți și dumneavoastră că peste tot românii își găsesc locul. Cei mai buni informaticieni din Europa sunt românii. Ați văzut medalii la olimpiade. Copiii noștri sunt cei mai buni din Europa la chimie, la fizică, la matematică, la informatică și așa mai departe. Ne mândrim cu școala românească. Apropo, școala românească nu produce tâmpiți. Trebuie să le dau informație telespectatorilor noștri despre o realizare de excepție a unor tineri informaticieni de la Cluj care i-au uimit și pe cei de la marile companii Microsoft, Google și așa mai departe. Au reușit ca să interconecteze telefonul cu internetul prin intermediul unui soft care cu doar un apel scurt transmite niște date foarte importante și toți când în Statele Unite a fost prezentată această invenție, marile companii au stat și s-au gândit așa cum de lor nu le-a venit ideea. Și acești trei români din Cluj au reușit să facă treaba asta și completez într-un fel cele pe care le-ați afirmat noastră, dar revin la... De asta voiam să spun și aici voiam să ajung. Deci românii n-au fost un popor de 2 lei, cum suntem la ora asta, considerați că ăsta e adevărul. Toată lumea se uită de sus la noi. Pentru că noi tot timpul am fost umili. Știți? Bun, tot timpul, dacă am văzut un neamț, un italian, un englez, știți? Tot timpul ne aplecăm. Dar poate și neamțul ăla nu are mai multă școală ca mine, poate nu are mai multă educație ca mine, poate nu are mai multă pregătire profesională ca mine, poate e la fel ca mine. Bun, ca mine, ca român. Mai avem un minut până la pauza de publicitate și vreau să vă întreb așa, foarte, foarte scurt, așa, domnule Gerstner. Vedeți, în aceste zile, domnul Klaus Iohannis, președintele României, a retrimis codul fiscal spre analiză la Parlament și va avea loc o sesiune extraordinară pe tema asta. August, da. Bun. În schimb, dacă codul fiscal care reduce TVA-ul, elimină niște taxe, care este bun pentru toți românii, este luat în discuție și vine femeiul și ne spune, domnule, știți, nu e momentul să-l aplicați, că macrostabilitatea, că nu știu ce... Nu vă puneți întrebarea de ce. Stați un pic să vă spun până la sfârșit. Așa.
Mai vine domnul președinte al Băncii Naționale și mai spune și el că de fapt trebuie nuanțat așa. Și mai vine și nu știu mai cine și spune că de fapt ăia de la PNL au votat în Parlament toți pentru acest cod fiscal datorită faptului că domnul ministru al finanțelor a făcut o dezinformare acolo și n-a prezentat date reale. În loc ca PNL-ul, în urma acestei atitudini, dacă consideră ei că lucrurile stau așa, ar fi trebuit să ducă la parchet, să facă o plângere penală pentru această presupusă faptă a ministrului de finanțe, care denaturează niște cifre. Corect. Și atunci, acum vine întrebarea mea. Cum vedeți dumneavoastră această atitudine care până la urmă nu știu, dă apă la moară celor care spun că cei care ne conduc, Klaus Iohannis, PNL, Banca Națională, mulți alți dădători cu părerea, sprijină de fapt punctul de vedere al exteriorului. Am înțeles, am aceeași părere cu dumneavoastră. Deci în momentul în care s-a pornit cu aplicarea acestui nou cod fiscal, deci toată lumea s-a bucurat pentru că se relansează consumul. Dar de ce nu vorbiți de Consiliul Investitorilor Străini, care sunt de acord și se bucură pentru cod fiscal? Eu aș vrea să vorbesc. De ce nu? Eu aș vrea să vorbesc. Asociația Oamenilor de Afaceri. Toți au fost de acord. Toți cu sunt de acord. Toți susțin. Da, eu aș vrea să vorbesc cu dumneavoastră următorul lucru. În antiteză, domnul Klaus Iohannis, prin retrimiterea acestui cod, spune că trebuie să fim prudenți. Precauți, prudență, nu știu ce. În schimb, fără nicio tresăltare așa, a fost de acord cu mărirea salariilor celor 45 de demnitari în azi demnitarea statului. Ăla nu este tot o... Ba da, cum să nu? O cheltuială mare. Cum să nu? Este o cheltuială și care, bine... Tot din buget. Am înțeles, dar nu afectează atât de mult bugetul. Nu, atenție, nu-l susțin. Eu vorbesc ca principiu. Deci, ca principiu, am priceput. Ce vreau să vă spun? Deci în momentul în care se încearcă, acest guvern, cum e criticat, că e hulit de toți. Doamne, acest guvern a reușit să facă câte ceva. Trebuie să recunoaștem. Uitați-vă, a crescut consumul cu 8%. Deci a crescut vânzările. Bun, lumea a început să circule bani. Da, e adevărat. Deci, așa, oamenii de afaceri au început să angajeze oameni. TVA-ul la alimente sigur a adus că da. Această creștere. Sigur și, că da. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că, de fapt, guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, a recunoscut acest lucru. Ca pe o măsură așa foarte este, bună. Foarte bună. În schimb, nu știu de ce spune că acest cod fiscal... Trebuie să fim prudenți, trebuie să avem nu știu ce, trebuie să vedem nu ce mai zice. Codul fiscal va trece. Deci va trece și în Parlament, în sesiunea extraordinară de acum, din august. Deci va trece fără probleme. Pentru că este susținut de tot mediul de afaceri românesc și nu numai. Deci toată lumea a apreciat acest lucru. Da, dar marile finanțe internaționale nu prea sunt de acord cu treaba asta. Păi că normal. Nu vor să De ce să plece capitalul din Franța sau Germania să vină în România? De ce să nu rămână acolo? Exact, asta este motivul. Bun, haideți să facem o pauză de publicitate. Societate comercială angajează croitori, cusători și tapițeri cu sau fără experiență. Vă așteptăm la sediul nostru din Vulcan, strada Nicolae Titulescu, numărul 75, fosta fabrică de confecții. Mai multe informații puteți primi la numărul de telefon 0727 006 200. Jiul Exchange SRL vă oferă cel mai mic comision din Valea Jiului de doar 0,25%. Totodată beneficiați de un bonus de 10 zile cu comision zero. Doar la noi găsiți seriozitate și servicii de calitate. Vă așteptăm la oricare dintre punctele noastre de lucru din Lupeni, zona Cinema, Petrila, lângă Ala Z, Petroșan, lângă Optica, dar și lângă Florăria Camelia. Jiul Exchange SRL. Diferența se vede în buzunarul tău. Hotel Belvedere Amfiteatru, perla litoralului românesc, te așteaptă la mare cu pachete de 5 nopți, începând de la 270 de lei de persoană sau de 3 nopți, începând de la 172 de lei de persoană. Cazarea se face în camere de 2 stele sau 2 stele plus. Copiii au gratuitate în limita ofertei disponibile.
Se acordă discounturi considerabile la plata sejurului în avans. Hotelurile sunt situate pe plajă, poziționate în buza mării, ceea ce face din Belvedere Amfiteatru complexul hotelier cu cea mai bună poziționare de pe litoralul românesc. La Belvedere Amfiteatru te așteptăm și cu restaurant terasă, cu peste 400 de locuri cu vedere completă la mare. De asemenea, ai acces gratuit la piscina hotelului pe toată durata sejurului, internet wireless gratuit, acces gratuit la sala de fitness, locuri de joacă pentru copii, room service gratuit până la ora 24. Rezervă-ți acum un loc la Hotel Belvedere Amfiteatru pe e-mail rezervarea@belvederelitoral.ro sau la telefon 0746 450 726. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Cele mai interesante trasee și poveștile Văii Jiului doar la emisiunea Salutări din Valea Jiului. Filme și actori nemuritori într-o emisiune eveniment. Legendele filmului. Radarul pădurilor va stopa defrișările ilegale. Informează-te www.apepăduri.gov.ro. E ușor să spui merge și așa sau altfel nu se poate, nu? Pare mai la îndemână să lași lucrurile să-și continue cursul destructiv fără să faci nimic. Însă atunci când tu însuți participi la perpetuarea unui sistem vicios, nu numai că îți riști libertatea, dar îți vei păta reputația.
iar unele pete nu se mai șterg. Alege integritatea, spune nu mitei. Pentru a denunța faptele de corupție în care sunt implicați funcționarii MEAI, sună la numărul gratuit 0800 806 806. Campanie de conștientizare anticorupție cofinanțată de Elveția prin intermediul programului de cooperare elvețiano-român pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene Extinse. Sunt Camelia Potec și susțin această campanie împotriva dării și luării de mită pentru o Românie mai bună și mai prosperă. Suntem din nou în direct, domnilor și domnilor, pentru partea a doua ediției din această seară a emisiunii, împreună cu domnul Francis Gerstner. Să revenim, domnule Gerstner. De fapt, la ce am discutat? La complexul energetic Hunedoara. De fapt, situația complexului energetic Hunedoara se datorează, în primul rând, prostului management, dar și poziției de ghiocel pe care unii dintre cei care ne-au condus în 25 de ani de zile au avut-o în fața intereselor străine de România, zic eu. Este corect ce spuneți. Aș vrea să detaliați un pic. V-am mai spus că am avut o discuție chiar cu ambasadorul Franței. I-am explicat la o întâlnire internațională la care am participat în 24 ianuarie. A făcut o mare gafă diplomatică, asta vă dezvălui. Și cu tot respectul pe care îl port, i-am atras atenția că România nu este țară de mâna a doua, cum ne-a criticat. România este o țară care are un fantastic potențial și totul s-a datorat intrării în Uniunea Europeană, unde noi am devenit piață de desfacere și nu țară producătoare. Să nu uităm că în România se produceau începând de la cuie până la elicoptere și agrafe, avioane, tot ce se putea produce în echipament. Eram țara care avea probabil cea mai performantă industrie petrolieră din lume. Echipamente așa este, petroliere. A fost pe primul loc în lume, au fost primele sonde, au fost românești. Eram pe locul 2 în lume la utilaj petrolier. Bun, și eram națiunea cu pe locul 4 în ceea ce privește tonajul navelor comerciale. Așa este. Și Băsescu Traian a fost președintele României. Și să nu uităm nici industria de armament. Bine, și industria de armament, și Băsescu Traian a fost președintele României 10 ani de zile și acum aș dă cu presupusul și spune că situația de acum, când avem o creștere pe care dumneavoastră a subliniat-o foarte bine, economică, foarte importantă, și așa ca și oraculul de la Delphi sau nu știu de unde, oraculul de la București, ne spune că anul viitor va fi un an comparabil cu anul 2010. Nu. Haideți să ne explicăm. Așa a spus Băsescu Traian, nu eu. Așa, păi e normal, în momentul când ai rezultate bune. Dar ce interese apără Băsescu Traian? Băsescu Traian, eu vă repet, nu este un patriot. Bun, un telespectator fidel al emisiunii noastre ne spune așa. 1. Varianta cea mai bună la președinția PSD este Gabriela Crețu. Nu știu cine e Gabriela Crețu, știți dumneavoastră cumva? Gabriela Crețu nu știu. Fost europarlamentar PSD și cadru universitar. Nu știu cine e Gabriela Crețu. Poate telespectatorul nostru revine și ne spune, ne dă mai multe detalii despre Gabriela Crețu. Eu personal nu cunosc cine este Gabriela Crețu, dar să nu uităm că PSD-ul are foarte mulți oameni de valoare care ar putea să conducă acest partid. Mult mai important și mult mai interesant mi se pare formularea numărul 2 pe care a făcut-o telespectatorul nostru, care spune așa. În dreptul internațional operează conceptul de datorie odioasă, aceasta însemnând creditarea unei națiuni prin coruperea conducătorilor. Repet, aceasta însemnând creditarea unei națiuni prin coruperea conducătorilor. Dacă se demonstrează că un credit este o datorie odioasă, statul respectiv poate să refuze plata acestei datorii. Cum au fost creditele României după 1990? Tot ce e posibil, ce spune telespectatorul nostru, să nu uităm că hai să ne întrebăm, unde sunt cele 20 de miliarde de euro pe care trebuie am să, trebuie să... În bănci. În bănci și la Banca Națională. Și oare de ce? Păi da, toată lumea ne vorbește nouă de macrostabilitatea economică, despre prudențialitate, despre tot felul de concepte din acestea care, de fapt,
prin aplicarea lor în România, ne mențin în stadiul de consumator de mâna a doua. Așa este. Revin la emisiunea de pe TVR1, care a avut loc aseară, în care Ceaușescu s-a împrumutat de 1 miliard de euro în momentul când ne-am înscris la organismele internaționale, mă refer la FMI și Banca Mondială, și foarte generoși ne-au oferit un împrumut de 1 miliard de dolari la vremea respectivă. Dar ne-au condiționat. Dom'le, cu 1 miliardul ăla de dolari faci drumuri, poduri și așa mai departe, dar noi investești în industrie. Ei, Ceaușescu nu i-a ascultat, a investit în industrie, a dezvoltat ramura siderurgică, a dezvoltat construcția de mașini, ramura energetică. Deci a făcut ceva. În momentul, dar a și plătit ulterior datoria, fără nicio problemă. Bun, dar din... să revenim. Noi, la 1 ianuarie 1990, eram singura țară fără datorii. Care a ieșit din blocul comunist, epoca postcomunistă, fără niciun leu datorie. Fără datorii, da, așa este. Cum am ajuns în 25 de ani să fim așa la... Printr-un management prost și datorită intereselor străine. Și atunci nu putem să luăm în considerare ce spune telespectatorul nostru? Ba da, putem lua în considerare. Bun, și nu ne dau afară ăștia din Europa și din NATO? Știți cum e? Dacă la ora asta nu eram membrii Uniunii Europeană sau NATO, acum eram invitați. Se rugau de noi. Da, da, până dezvoltarea României în 25 de ani era dezvoltare, nu era subdezvoltare și distrugere. Așa este. Ani în care am asistat în fiecare moment la asemenea realități în România. V-am spus. Și niciunul din cei care au fost responsabili nu dă socoteală la momentul acesta. Așa este, pentru că în momentul în care depinzi de instituții financiare internaționale, ești legat de mâini și de picioare. Bun, și ce ar trebui să facem, în opinia noastră, noi ăștia care ne dăm cu presupusul? Ce a făcut și Polonia, ce a făcut și Cehia, ce a făcut chiar și Ungaria. O conducere verticală și nu, să nu lase să dicteze alții în... Dar dumneavoastră, să spunem așa, nu mai vorbesc de PDL o pe Stuțo Cămila politică, deci nu mai vorbesc de ea, pentru că acolo nu cred eu, nu-mi vine mie să cred că Vasile Blaga și cu Alina Gorghiu vor avea ceva coloană verticală atunci când s-au sucit atunci, la votul, la părerea lor despre codul fiscal. Dar așa, vă întreb, vedeți dumneavoastră un politician astăzi în România care să merite votul cetățenilor? Și Klaus Iohannis a venit pe un val de încredere extraordinar de mare. După 7 luni de zile lucrurile stau cu totul altfel și se pare că... Și domnul Klaus Iohannis are șefii lui, președintele României. Eu l-am văzut pe domnul Klaus Iohannis ca un om echilibrat. La început, așa l-am văzut, un om echilibrat, un om ferm, un om hotărât, un om cu verticalitate, dar trebuie să recunosc că m-a dezamăgit nepregătirea lui. Deci este total nepregătit pentru această funcție. Trebuie să recunoaștem cu toții. Bun, dar stau și mă gândesc. Și pe lângă, știți cum e? Haideți să nu criticăm omul. Critic omul prin... Acțiunile sale și prin cei care îl conjoară. Pentru că dacă tu nu ești în stare să-ți aduci cei mai buni oameni, cei mai buni consilieri lângă tine, înseamnă că tu ești cel mai slab. Păi da, dar stau și mă gândesc așa, adică după ce acest cod fiscal a fost supus dezbaterii publice, s-a elaborat într-un an de zile... Domnul Poliopul, acest cod fiscal, trebuie să recunoaștem că este o măsură extraordinar de bună. Lăsați aia cu măsura, am înțeles-o, dar eu vă întreb așa. Acest cod fiscal a trecut prin filtrul gândirii a economiștilor. A tuturor. Sigur, dar a tuturor. Dar în final a trecut prin filtrul gândirii a Parlamentului României, care de fapt este, indiferent cât de proastă imaginea, este de fapt esența democrației. Normal, așa este. Și vine un consilier, hai să spunem că domnul Klaus Iohannis n-are pregătire economică, așa, foarte... El e profesor de fizică. Și vine un consilier și spune: domn președinte, trimiteți, domnule, în Parlament treaba asta. Adică, de fapt, gândirea tuturor acestora care și-au spus părerea despre codul fiscal este infirmată de opinia a 2-3 oameni care... Acel consilier cu respect. Nu a vorbit de unul singur. Acel consilier a fost sfătuit. Și în momentul în care... Asta nu înțeleg eu... N-am să înțeleg niciodată. În momentul în care un guvern, indiferent de ce culoare ar fi, dacă ia niște măsuri pozitive, benefice pentru țară, benefice pentru economia României, vii tu ca opoziție
și critici, vii și faci tot posibilul să blochezi o măsură bună, asta mă deranjează. Și stați un pic să ne uităm. Cine e din opoziție? PDL-ul care a dus țara de râpă și a îndătorat țara de va fi greu să ieșim din acest impas, PNL-ul care a votat alături de PSD și a fost de acord cu toate măsurile economice pe care le-a luat, și să nu uităm că unele măsuri din codul fiscal sunt măsuri liberale, votate și propuse de ei prin USL. Și acum tot ei vin și critică, tot ei vin și blochează. Unde e adevărul? Păi nu știu, dar treaba asta ar trebui să fie până la urmă foarte bine explicată oamenilor. Pe asta încerc să spun. Deci codul fiscal ajută, ne ajută pe noi. Să nu uităm de salarizarea unică bugetară. Este o măsură care s-a încercat și pe vremea PDL-ului. Nu s-a reușit. Nici n-au dus-o până la bun sfârșit. Bun, dar aici eu cu respect vreau să vă spun așa, că această salarizare unică... Nu vorbim de cuantumuri, domnul Pălăcu. Nu de cuantumuri. Nu vorbim de cuantumuri. Eu aș vrea să vă atrag atenția, să spunem, asupra unei realități pe care trebuie neapărat să o aveți în vedere noastră, PSD-ul și cei care discută despre aceste coduri, și anume, această salarizare unică trebuie să fie dublată de niște măsuri foarte ferme. Corect, în ceea ce privește eliminarea acelui nepotism și pe tot felul de funcții din aceste administrative plătite din bani publici. Corect. Sunt angajate nepoate, verișoare, este corect ceea ce spuneți. Frați, surori, este. De-a lungul timpului, toată lumea a angajat. Deci trebuie să recunoaștem că treaba asta s-a perpetuat de-a lungul timpului, din 90 încoace. Asta e o realitate, ce realitate, spun eu. Sigur că da. Așa este. Da, da. Aplicarea noului cod, noi legea salarizării, trebuie să fie dublată cu, nu știu, legiferarea, că văd că la român, dacă nu scrie că ceva trebuie făcut, că e lege, bunul simț nu operează la România. Domnul Poliu, haideți să vă spun, ce înseamnă și ca să fie angajat undeva? În momentul în care, după un an de activitate, ești evaluat, da? Cum se procedează și la firma la care lucrezi? Doamne, dacă nu ai atins obiectivele și nu ai trecut... Deci noi nu vorbim despre firmele cu capital privat. Nu, stați un pic. Voiam să dau un exemplu. Deci la sfârșitul... La contextul energetic, Hunedoara. Lăsați-mă să... Cine a fost evaluat vreodată? Aici voiam să ajung. Aici voiam să ajung. În fiecare lună aia mai veneau cu 30 de milioane. Aici voiam să ajung. Dacă la firmele private, unde pe acel patron sau acel consiliu de administrație sau acel adunare generală a acționarilor, da, decide un lucru și numește o echipă de management și le evaluează, dacă nu și-a atins obiectivele, nu și-a atins targetul, acea conducere este demisă. De ce nu se procedează și la unitățile bugetare? Nu dumneavoastră de la PSD ați... Ba da, întreb, dar sigur că da. Și ce spun? Tot timpul întreb. Și ei ce spun? Că din cauza condițiilor care au fost, că de-a lungul timpului s-a... Dom'le, lăsați-mă pe mine. Nu am înțeles. Deci asta, în momentul în care, deci dacă ne luăm, și vă repet, greșeala asta a făcut-o toate partidele, nu numai PSD-ul. Dacă ne luăm după cine, îl punem director pe unul care a lipit mai multe afișe decât altul sau a distribuit mai multe pliante în stânga, în dreapta sau pixuri electorale sau brichete și așa mai departe, atunci nu vom ajunge niciodată. Dacă nu mizăm pe profesionalism și pe caracter. Spuneam, v-am mai spus odată la o emisiune, ce înseamnă caracter și inteligență. A spus dumneavoastră ceva foarte bine acum, că în funcții au fost numiți tot felul de oameni care au avut ca singură calitate sârguița analitică. Nu peste tot, nu peste tot. Păi vă dau un exemplu aici, în Valea Jiului. Nu vă supărați, și Petroșanu e condus de PSD. Deci ceea ce s-a moștenit de pe vremea PDL-ului a rămas încremenit. Nimeni nu mișcă nimic. Nimeni nu mișcă nimic. Cineva care a lipit afișe a ajuns mare șef într-o funcție de administrație publică în Petroșani aici. Și toată lumea e mulțumită și toată lumea e fericită și nicio problemă lui. Eu v-am spus, orice partid, știți cum este și în partide, domnul Pălăcu?
Orice partid are oameni foarte bine pregătiți, care nu sunt lăsați să iasă la suprafață. Deci asta este greșeala politicii românești. Bun, dar am ajuns la 25 de ani după ce l-am învățat pe Ceaușescu și nu știu. N-am învățat nimic. Din păcate. Am auzit astăzi pe cineva spunând că, domnule, pe o perioadă ar trebui să facem în așa fel încât să eliminăm evaluările de la clasa 8-a și bacalaureatul, că și așa, examenele alea nu evaluează nimic la tineret. Nu este adevărat. Nu, nu, hai să fim... Deci un deputat liberal a spus astăzi, în direct. Păi dar nu putea să fie altcineva decât un deputat liberal. Pentru că un om care judecă nu spune așa ceva. După un ciclu de învățământ, trebuie să fie evaluat, să știi, doamne, ce știe acel tânăr, acel copil. Să-i se dea o hârtie ca să ateste exact cunoștințele. Sigur că da. A, absolut, știe să scrie, să citească, ok. Dacă este mai bun, pleacă mai departe. Va mai fi evaluat toată în liceu, după aceea la facultate. Da, dar vedeți dumneavoastră, în 25 de ani de zile, atâta s-a vorbit și despre legea învățământului. S-au modificat, venea un partid, modifica legea, venea alt partid, modifica iară legea și la învățământ. Și la... Noi avem așa un fel de linie directoare de țară și să știm că indiferent ce partid vine la putere, acea linie va fi păstrată. Pentru că tot timpul se fac niște strategii acum, pe termen scurt. Acum când pentru prima dată acest cod fiscal ar fi putut pune ordine în finanțele românești, dom'le, e cea mai mare discuție națională din ultimii ani, de dinainte de când Băsescu făcea pe o jurnalistă păsărică și nu știu ce, cea mai mare dezbatere națională este problema asta codului fiscal. De ce oare? Așa vor străinii? Pentru că este o măsură bună și pentru că în momentul în care România atrage investiții mai mari, gândiți-vă ce înseamnă să plece companiile mari din țările puternic dezvoltate. Sau să-și deschidă filiale România. Dar atunci când toate companiile mari din lumea asta s-au dus în China și chinezii le-au deschis granițele și acum China este probabil prima putere economică mondială și a ajuns în situația asta. De ce? Nici după 10 ani de zile, cred eu. Pentru că vedeți că acum toate companiile s-au dus acolo. China, Malaezia sunt rechinii economice ai lumii. Așa este. Dar lor adică nu le face nimeni nimic, pentru că sunt 1,5 miliarde? Nu. Pentru că n-au ce să le facă, pentru că acolo a fost o gândire foarte interesantă. Bun, și nouă de ce au îmbinat disciplina comunismului cu liberalismul. Bun, e în regulă, dar vreau să vă întreb, dacă chinezilor n-au ce să le facă nouă, de ce ne fac tot ce ne fac în fiecare zi și sunteți în fiecare sigur moment? Că ne pot face? Da, păi noi suntem în patru labe. Sunteți sigur că ne pot face? Păi, da, pentru... păi de ce mineritul este în situația asta? Păi de ce, noi... de ce nu se poate face investiția? Se poate. V-am mai spus. Haideți să vă dau un exemplu. Închiderea minei Livezeni, minei Paroșeni, scuzați-mă, deci evaluarea închiderii, ce înseamnă în costuri, în dolari, 24 de milioane de dolari. Așa. Atât ar costa să închizi și să ecologizezi zona minei Paroșeni, da? Și n-ai fost în stare să investești doar 1 milion de euro în tot cehul. Bun. Oare de ce? Încheiem această emisiune, domnule Francis Gerstner, cu întrebarea pe care ați lansat-o și la care nu găsim răspuns. Vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc. În seara aceasta vă doresc succes și noi ne revedem, doamnelor și domnilor, mâine seară când aici în platoul Capital TV va veni domnul Petre Nica, președintele sindicatului Muntele, cel care ne va explica situația contractului colectiv de muncă din interiorul complexului energetic Hunedoara. O seară bună tuturor! Și o vară bine! Show must go.